Pandurii nu vin direct la Târgu Jiu, Grigoraș își ține elevii la Chiajna pentru a se acomoda cu temperaturile din țară. Joi vor pleca spre Brașov, unde joacă primul meci oficial din acest an. Formația gorjeană deschide balul fără 6 titulari, chiar și așa Pintili și compania speră să repete evoluția din turul campionatului. Sper din tot sufletul, Doamne ajută măcar să facem la fel că m-am făcut și turul și atunci vom fi foarte, foarte mulțumiți din toate punctele de vedere. Cred că nimeni nu s-a certat ca Pandurii să facă un joc fotbal, să se joace un fotbal așa bun. Ne sperăm să jucăm la fel, să ne continuăm evoluțiile la fel de bune ca în tur. După prima parte a campionatului, lumea fotbalului vedea Pandurii ca pe o candidată serioasă la un loc de Europa League. Locul 6 de la finalul turului dădea speranțe formației gorjene la performanță. Pintili nu vrea însă să facă figurație în Europa și lasă alte echipe să reprezinte România în fotbalul de calitate. Îmi pare foarte rău pentru țara noastră că nu mai reprezentăm cu o echipă în Europa. Asta îmi pare cea. Asta e, viața merge înainte. Sperăm pe viitor să facem o figură mai frumoasă în Europa. În tur, Pandurii au învins Brașovul cu 2-1.